Ce este frica? Frica e un mecanism de apărare a creierului care are rolul de a te feri de pericole. Atunci când treci strada, de ce nu treci pur și simplu fără să te uiți dacă vin mașini sau nu? Pentru că pe baza informațiilor pe care le-ai acumulat până acum de la persoane mai experimentate decât tine sau din experiențele proprii, tu știi că dacă treci strada fără să te asiguri, s-ar putea să te lovească o mașină. Fapt care îți va pune în pericol viața și de asta îți e frică. Asta se numește frică rațională, frica sănătoasă care te-a ținut în viață până acum. Oricine ar trebui să aibă tipul acesta de frică. Există oameni totuși care nu-l au, iar asta e o disfuncționalitate a creierului, o boală chiar. Pe de altă parte, există și al doilea tip de frică, frica irațională, frica nesănătoasă care te împiedică să duci o viață fericită și care se ocupă prea mult din spațiul gândirii. Am stabilit mai devreme că rolul fricii este de a-ți salva viața. Se numește frică irațională pentru că nu-ți va pune viața în pericol. Este doar o creație a imaginației tale. Un exemplu concret ar fi frica pe care o simți atunci când te uiți la un film de groază. Chiar dacă nimic periculos nu o să ți se întâmple, doar nu o să iasă vala acela din televizor să-ți mănânce sufletul, creierul tău îți joacă feste și îți trimite alarme false, iar o mare parte dintre acestea sunt provocate de sunetul filmului. Dacă efectele sonore ale unui film nu sunt bune, crede-mă că nici filmul nu va fi bun. Încearcă să vezi un film de groază fără sunet, îți garantez că o să te plictisești. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre al doilea tip de frică, adică frica irațională, și vă voi arăta 5 metode prin care puteți să scăpați de ea. Să-i dăm drumul. Prima metodă este să conștientizezi lipsa pericolului. Ca și în cazul filmului, simpla conștientizare că nu e chiar atât de rău te va face să nu-ți mai fie frică. Orice lucru nou pe care îl încerci poate stârni teama de necunoscut. E desperiat să vorbești în fața unui grup mare de oameni, e desperiat să te duci să vorbești cu o fată, e desperiat să sar cu parașuta. Îți e frică să faci toate aceste lucruri pentru că nu le-ai mai făcut până acum și nu ai la ce senzații să le raportezi din experiența anterioară. Asta nu înseamnă că sunt periculoase, vezi tu, crezi. Creierul tău are un mod de operare conservator, adică nu-i place să fie pus sub presiune. E ceva de genul, nu mai bine stai tu acasă, la căldurii, că te uiți la televizor, la alții care sar cu parașuta, la alții care agață fete, la alții care prezintă un proiect de succes. Anxietatea cea mai puternică vine înainte să faci acel lucru neobișnuit. Odată ce începi să-l faci, va dispărea. Metoda cu numărul 2 este să folosești puterea obișnuinței. Așa cum am spus la pasul 1, odată ce începi să faci lucrurile neobișnuite și să-ți învingi temerile în mod regulat, vei transforma neobișnuitul în obișnuit și vei adopta o mentalitate pozitivă în care frica irațională nu va mai exista. Pentru că tu știi că te-ai urcat deja în acest tren al mentalității pozitive și știi că ai capacitatea de a trece de orice greutate așa cum ai trecut și în trecut. În alte cuvinte, cu cât îți învingi fricile mai des, cu atât vei deveni mai bun asta. Metoda cu numărul 3 este să te încurajezi în fiecare zi. Acum să-ți învingi fricile și să atingi țelurile pe care nici măcar n-ai avut curaj să încerci să le atingi până acum, nu sunt lucruri ușoare, mai ales când nu merge totul conform planului. E nevoie de o sursă nesfârșită de motivație, iar acea sursă ești chiar tu. În fiecare zi înainte să plec la școală, mă încurajez. Hai, Edi, hai, astăzi o să fie cea mai bună zi a ta. La fel fac și noaptea înainte de culcare. Trebuie să crezi că ești cel mai bun și că poți să realizezi tot ce ți-ai propus. Acum nu mă refer să te lauzi în fața celorlalți, ba chiar din contră, ar trebui să fii modest. Dar ce vreau să spun este că în mintea ta ar trebui să fii cel mai bun. Metoda cu numărul 4, folosește regula de 5 secunde. Ești la școală. Vezi o fată care îți place, vrei să te duci să vorbești cu ea, dar nu a pus să faci doi pași pentru că te lovesc tot felul de gânduri. Ce să încep? Dacă nu mă place și o să râdă de mine, dacă nu mai știu ce să zic și o să mă blochez. Poate aceste gânduri au pus deja stăpânire pe tine și îți garantez că nu o să te mai duci să vorbești cu ea. Ba chiar mai rău, o să încep să te acuzi. Ceea ce vrei să faci de fapt în această situație este să nu le dai timp acestor gânduri negative să-și facă efectul. Pentru asta numără până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și du-te! Acum, dacă e o fată de care îți place de mai mult timp, ar trebui totuși să depui puțin mai mult efort și să ai câteva subiecte pregătite, presupunând, bineînțeles, că o cunoști. Dar dacă e o fată pe care o vezi pentru prima oară, intră direct în viteză. Ține minte că nu e singur pe lumea asta și probabil lucru de care ți-e ție frică, este frică și altor zeci de milioane de oameni. Este de datoria ta să te documentezi, să afli, bă, ce-au făcut ceilalți oameni în acea situație în care sunt eu și să pui planul în aplicare și în viața ta. Poți găsi inspirație și ajutor la orice pas, totul este să ai voință. Și că tot veni vorba de ajutor, poți să-mi dai un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde poți să-mi adresezi orice fel de întrebare dorești despre viața ta personală, iar eu voi încerca să te ajut. Acestea fiind spuse, dacă ți-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uita să lași un like, să-l distribui mai departe și să te abonezi, bineînțeles, dacă n-ai făcut-o. Eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita. Pune eu reușită, numai la teu. Pa, pa!